Furtuna puternică de marseara, însoțită de fulgere și trăsnete violente, dar și de rafale puternice de vânt, au lăsat pagube însemnate în gospodăria unei familii din orașul Șimleul Silvaniei. Și asta după ce șura amplasată în curte le-a luat foc, provocând un incendiu violent. Secția de pompieri Șimleul Silvaniei, din cadrul inspectoratului pentru situații de urgență Porolis-ul județului Sălaj, a fost solicitată să intervină ieri seară pentru a stinge un incendiu izbucnit la anexa unei gospodării de pe strada Ialomiței din Șimleul Silvaniei. Pompierii militari au intervenit cu două autospeciale cu apă și spumă, intervenția fiind dificilă. Cauza probabilă de incendiu a fost o lovitură de trăsnet care a generat incendiul. Au ars 10 tone de fân, 80 de metri pătrați de tavan din lemnul anexei și aproximativ 150 de metri pătrați din acoperiș.